Cu sprijinul autorităților locale, respectiv al primăriilor și consiliilor locale din Suceava, Câmpul Lung Moldovenesc, Dornac Andreni, Fălticeni, Gura Humorului și al Consiliului Județean Suceava, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, polițiștii din cadrul structurilor rutiere al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au primit în dotare nouă aparate performante pentru testarea consumului de substanțe interzise Drugger Drug Test 5000. Aparatele vor intra în dotarea serviciului rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Poliției Municipiului Suceava, Poliției Municipiului Vatra Dornei, Poliției Municipiului Fălticeni, Poliției Municipiului Rădăuț, Poliției Municipiului Câmpul Lung Moldovenesc, Poliției Orașului Gura Humorului și Poliției Orașului Siret. Valoarea aparatelor pentru testarea consumului de substanțe interzise intrate în dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava este de circa 160.000 de lei. Predarea unei părți a aparatelor de către structurile beneficiare s-a realizat astăzi, 4 noiembrie, în cadrul unei activități de prezentare în prezența președintelui ATOP Suceava, domnul Tudor Plăcintă, dar și a reprezentantului poliției locale, domnul Ovidiu Doroftei. Persoane decedate față de anul trecut, 76 de persoane decedate pe data de 4 noiembrie.
întreagă localitate, un oraș mai mic care a rămas fără permite conducere pe raza județului Suceava. Sunt 1144 de certificate de înmatriculare retrase și 180 de plăcuțe de numere de înmatriculare, constatându-se o înmulțire și a numărului de vehicule indisponibilizate, respectiv 54 de mașini au fost disponibilizate special pentru implicare în activități infracționale sau pentru defecțiuni de ordin tehnic. Un lucru pe care noi am pus accent foarte mult în ultimii 2 ani este foarte bun, nu neapărat relevant pentru societatea civilă, dar relevant pentru noi ca polițiști, ca organe de cercetare penală. Și trebuie să subliniem că de la 1 ianuarie până astăzi, în arestul IPD Suceava au ajuns aproape 200 de persoane care au săvârșit acțiuni în regimul rutier. Este vorba de 192 de măsuri de reținere care s-au semnat ulterior și cu 15 măsuri de arestare preventivă. Au fost și alte activități cu tipul nou desfășurate în acest an și care evidențiază diversificarea spectrului de activități pe linie rutieră desfășurate de poliție. Să menționăm doar acel amplu dosar privind infracțiunile și asociate corupții cu eliberare de ITP-uri false, un dosar recent în care și acolo persoanele implicate au ajuns în arestul IPJ Suceava, încercând astfel să ne diversificăm, după cum spuneam, area de activitate pentru a crește gradul de siguranță rutieră, pentru că fiecare astfel de aspect duce la diluarea gradului de siguranță rutieră. Ca să ajungem până la urmă și la subiectul de astăzi, să-l completăm în continuarea ce am spus în primele cuvinte, o să spunem că din păcate, conducerea sub influența consumului alcoolice la nivelul județului Suceava este a cincea cauză generatoare de accidente rutiere grave în analizele făcute de noi la 9 luni. Bineînțeles, avem viteza excesivă ca primă cauză, care este și o cauză asociată la mai toate accidentele rutiere. Din păcate, și în acest an, abaterile bicicliștilor și traversarea neregulamentară de către pietoni sau neacordarea de prioritate de pietoni. Însă, primele cauze, așa cum spuneam, se situează și conducerea de vehicule sub influența vehiculelor alcoolice sau altă substanță, cum spune codul rutier, lucru care, de ce să nu spunem, este o palmă pe fața județului nostru, pe care îl dorim mult mai sigur în ceea ce privește siguranța rutieră. Ca să diminuăm acest fenomen al conducerii sub influența vehiculelor alcoolice, am primit cu brațele deschise acest sprijin deosebit din partea autorităților locale, respectiv aparatele de testat, șoferilor care conduc vehicule și sub influența substanțelor interzise, nu doar alcool. Dacă în ceea ce privește testarea cu aparatele interotest și etilometru, practic este o activitate de rutină, o activitate zilnică pe care colegii de la structurile rutiere o fac și care are rezultate foarte bune în trafic, începând de astăzi, avem în dotare și aceste nouă aparate care ne vor ajuta să fim mult mai activi pe zona de testare a persoanelor care conduc substanțe psihoactive. Și până la acest moment au fost în dotarea structurilor de poliție rutieră câteva aparate pentru testat, însă performanțele lor, cu siguranță observate și de poliție și de colegii noștri, erau reduse și nu mai corespundeau cerințelor tehnice actuale. Ceea ce a intrat acum în posesia poliției rutiere, aparatele Dragger, sunt de ultimă generație, aparate performanțe sporite și care sperăm noi să scoată între ghilimele cât mai mult șoferii conștienți din trafic. Cu privire la performanțele aparatelor, cu privire la cum se utilizează un astfel de aparat, avem la alături de noi pe unul dintre cei mai buni polițiști rutieri din județ, care reprezintă zona Dornelor. Doar nu o să fie de acord cu afirmația laudativă, dar asta este realitatea, se lucrează foarte bine în zona Vatra Dornei și am ales să le dăm posibilitatea să își prezinte cât de cât munca și, bineînțeles, cu ocazia aceasta să le și mulțumim celor din zonă. Însă, până atunci, alături de noi, oamenii care au fost actorii principali în ceea ce privește alocarea numai puțin de 5 astfel de aparate Dragger, 3 din partea Consiliului Județean, până să prin autoritatea teritorială de ordine publică și 2 de la nivelul primăriei Suceava, care vor merge la biroul rutier Suceava, și ar fi injust să nu le acordăm posibilitatea să prezinte câteva lucruri și, bineînțeles, să spună și dacă colaborarea cu instituția poliției sau speranțele lor cu la îmbunătățirea noastră sunt argumentate și vor fi realizate. Până atunci, o statistică referitoare la consumul de droguri, cât șoferi au fost descoperiți ulterior în trafic datorită probelor recoltate? De la început, chiar și în lipsa unor astfel de aparate performante, colegii de la structurile rutiere, ori de câte ori au aplicat testul cu aparatul etilotest, fiind indicii temenice că persoana respectivă a consumat o substanță interzisă,
au condus persoanele respective la probele biologice de sânge și de urină. Toate aceste probe sunt prelucrate la laboratoare speciale. Până la acest moment, neavând o situație statistică exactă cu privire la rezultatele certe în ceea ce privește consumul de substanțe interzise, tocmai de aceea am identificat și această necesitate de a avea aparate de ultimă generație și aparate performante, așa cum le-au și alte structuri de poliție rutieră. Cât de mare este consumul de droguri în Suceava? La consumul generalizat, să spunem, de droguri pe mai multe paliere, cu siguranță aceste lucruri sunt de competența și aparatul structurilor specializate, respectiv DICO Suceava și BCCU Suceava. Însă și aici nu putem să nu ascundem că este un interes permanent al polițiștilor și încercăm să acordăm sprijin în special informativ și prin activitățile și informațiile pe care le deținem. Să nu uităm că numai târziu de weekendul trecut, asociat sărbătorii de Halloween, polițiștii de la economic, dar și polițiștii de la rutier și de la serviciul de investigații criminale au desfășurat acea activitate comună cu prima organizată, reușind să identificăm practic o locație clandestină în care numai puțin de 70-80 de persoane erau prezente în zona respectivă, fiind identificate și mai multe substanțe care aveau caracteristicile unor substanțe interzise. Toate acestea au fost sigilate, transmise colegilor de la BCCO și ulterior vor fi supuse analizelor. Nu poate fi negat în 2022 la sfârșit, spre 2023, faptul că probabil în orice comunitate urbană și chiar și rurală consumul de substanțe interzise își poate face apariția pe fundul la suntem acum în permanență pentru a limita acest fenomen, de ce nu? Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a prezentat o serie de aspecte privind evoluția situației operative pe linie rutieră și implicit motivele pentru care este necesară dotarea cu aparate pentru testarea consumului de substanțe interzise. Astfel, se remarcă un trend descendent al accidentelor rutiere în perioada 1-1-2022, 4-11-2022. Au fost înregistrate 133 de accidente rutiere grave, cu 15 mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut, rezultând decesul a 55 de persoane față de 76 în anul precedent. Trebuie evidențiată și fermitatea polițiștilor rutieri în ceea ce privește dispunerea măsurilor preventive în perioada 1-1-2022, 4-9-2022, fiind reținute și introduse în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava 192 de persoane care au săvârșit infracțiuni la regimul rutier. De asemenea, doar în primele 9 luni ale anului au fost reținute 4.739 de permise de conducere și 1.144 certificate de înmatriculare, fiind aplicate 28.387 de sancțiuni contravenționale la regimul rutier.